Sucevenii vor avea parte de un revelion pe cinste, însă nu în centrul orașului, așa cum erau obișnuiți. Manifestările se mută în parcarea unui hipermarket sucevean. Șeful administrației locale a declarat că și în acest an revelionul va fi organizat la Iulius Mall. Ion Lungu a precizat că municipalitatea va aloca 500 de milioane de lei vechi pentru organizarea revelionului. Revelionul în acest an va fi organizat la Iulius Mall. Și așa mi se pare corect, acolo este o zonă foarte mare, parcare mare, măsura în care mai sunt sugestii să facem în centru, nu este posibil acest lucru, pentru că se distruge, asta este realitatea în sala de Revelion. Vom da o hotărâre de Consiliu Local de asociere cu Iulius Mall, așa cum am făcut și anul trecut. Contribuția primăriei municipiului Suceava la această asociere este suma de 500 de milioane de lei vechi. Împreună cu cei de la Iulius Mall vom definiva un program de revelion și vom asigura muzică pentru toate gusturile și toate vârstele, muzică ușoară, muzică populară și la fel ca în ultimii 9 ani de zile, dacă ajungem sănătoși, voi adresa un mesaj sucevenilor la cumpăna dintre ani.